Sănătate în multe culori. Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a doua. Albert, Ilinga și Andy au trecut în clasa a doua. După orele de curs, cei trei prieteni vor merge la sport sau la alte cluburi. Ziua de școală va fi mai lungă decât până acum. De aceea, copiii sunt preocupați să afle ce pot face pentru a-și menține sănătatea Eu cred că trebuie să avem grijă în primul rând ce mâncăm a spus Albert un băiat care face mult sport Să mâncăm zilnic fructe și legume proaspete Fiecare fruct sau legumă proaspătă e ca o cutiuță cu vitamine În loc să cumpărăm vitamine de la farmacie Putem să consumăm zilnic fructe și legume. Vă provoc la o întrecere. Știți ce alimente au cea mai mare cantitate de vitamina C, cea care contribuie la susținerea imunității, adică ne ajută să nu ne îmbolnăvim? Să vă dau o mână de ajutor! Cătina și coacăzele dintre fructe sunt cele mai bogate în vitamina C iar dintre legume, pe primele locuri, sunt brocoli și spanacul. Dați și voi acum câteva exemple de fructe și legume bogate în vitamina C. Și Ilinca este foarte preocupată de o alimentație sănătoasă, dar fiind o artistă, ea vă propune să mâncați în culori. Regula de aur pentru alimentație sănătoasă este să mâncăm zilnic un fruct sau o legumă de această culoare roșu, galben și verde. E ușor de reținut, fiindcă este vorba despre un semafor al alimentelor. Ilinca spuse și ea: Vă propun un joc. Haideți să completăm împreună lista unor fructe și legume în culorile semaforului: roșu, galben, verde. Acum puteți opri rularea acestui video ca să completați și voi cu legumele și fructele preferate. Puteți realiza un astfel de tabel în care să scrieți sau să desenați legume și fructe de cele trei culori. După câteva minute, împărtășiți unii altora ce fructe și legume ați identificat. Andi are nevoie de energie pentru toate activitățile la care participă. De aceea a căutat să descopere alimente gustoase și sănătoase. Iată ce ne spune: Eu prefer zahărul din fructe, dar din când în când mănânc câteva cuburi de ciocolată sau o prăjitură pregătită în casă. Și eu vă propun un joc: să selectăm împreună alimente pentru un mic dejun sănătos. Să vorbim acum despre ce înseamnă un mic dejun la școală sau acasă. Puteți opri rularea acestui video ca să discutați împreună ce înseamnă un mic dejun cu hrană sănătoasă. Vă puteți inspira pentru meniul de dimineață din imaginile de pe ecran. În final, nu trebuie să uităm că pentru a ne menține sănătatea, apa este foarte importantă. Cei trei copii vă invită să completați ideile lor. Pentru a ne păstra sănătatea, e foarte important să ne spălăm pe mâini cât mai des, spune Albert. Cel puțin 20 de secunde, cu apă și săpun. Anticompletează și el. Să nu uităm de hidratare, adică să bem apă. Un copil de vârsta noastră ar trebui să bea între șapte și nouă pahare de apă pe zi. Niciodată să nu beți apă unul după celălalt sau punând gura pe un robinet. Ilinca adăugă și ea. Nu uitați că toate fructele se spală înainte de a fi consumate, chiar și bananele sau pepenele, de la care nu mâncăm coaja. Aveți grijă de sănătatea voastră!